Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți își va deschide porțile vineri dimineață la orele 9 în Piatra Neamț la sala de sport a Colegiului Calistrat Hogaș, la Roman în incinta Liceului Tehnologic Vasile Sav și la Târgu Neamț la sediul Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă. În toate aceste centre vor avea loc întâlniri directe între angajatorii ofertanți și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. În cadrul discuțiilor preliminare se vor face cunoscute condițiile necesare pentru angajare. Manifestarea se înscrie în tradiția activităților implementate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și reprezintă un prilej de promovare a ofertei de locuri de muncă, o posibilitate de selectare a persoanelor care corespund cerințelor angajatorilor. La acest eveniment sunt așteptați să participe 680 de șomeri și 70 de agenți economici. Cei din urmă vor pune la dispoziția celor interesați numai puțin de 498 de locuri disponibile. Potrivit ultimelor statistici, în luna august, în județul Neamț erau luate în evidență de persoane fără loc de muncă, iar dintre acestea doar 2600 primeau ajutoare de la stat. Tot în ajutorul lor, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă organizează în această lună patru cursuri gratuite de reconversie profesională, la care s-au înscris deja peste 100 de persoane. Dintre acestea, 25 vor să devină asistenți în relații publice și comunicare, alte 25 vor să învețe meseria de manicurist-pedicurist și 56 vor să devină ospătari.